Bună ziua și bun găsit la știri. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. 91 de ani de la înființarea protecției civile în România. Comunitatea catolică din Comănești plânge trecerea la cele veșnice a părintelui Ioan Purcaru. În vizită la jandarmii Băcăuani. Pe 28 februarie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maior Constantin Enea al județului Bacău a organizat un simpozion dedicat împlinirii a 91 de ani de la înființarea protecției civile în România. Momentul aniversar a oferit prilejul de a face o retrospectivă a necesității apariției protecției civile în România, dar și de a aduce în prim plan evoluția, mecanismul de gestionare a situațiilor de urgență. În acest sens, inspectorul șef al ISUJ Bacău, colonel Ovidiu Cărășel, a reliefat tranziția spre modernizarea instituțională, provocările, dar și oportunitățile managementului situațiilor de urgență. În 2004 a luat ființă Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, o componentă de bază a Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în 2004 a luat ființă prin unirea Corpului Pompierilor Militari și al Corpului Protecției Civile din România. Totodată, cu această unire și înființarea Inspectoratului General, s-au pus bazele și s-a transformat întreaga activitate de management a situațiilor de urgență și știm cu toții că de atunci a fost înființat inclusiv comitetele pentru situații de urgență, fie că sunt locale, fie că sunt județene sau ministeriale sau național, Comitet pentru Situații de Urgență, care este acea structură interinstituțională care întotdeauna, la nivelul nostru, cel puțin județean, ați avut de-a face cu ea, fie că a fost pandemia, fie că a venit războiul într-o țară învecinată, fie că la nivelul județului suntem, eu știu, sub acțiunea unor calamități, inundații. Slavă Domnului, nu am avut cutremure și dacă tot am ajuns la cutremuri, vreau să știți că odată cu activitățile pe care le organizăm de Ziua Protecției Civile, ne-am întins cumva de pe 26 februarie până pe 4 martie, când o parte dintre dumneavoastră vă aduceți aminte, anul 1977, România a fost zguduită de un cutremur de proporții. Modernizarea și evoluția au reprezentat leitmotivul acestui simpozion. Drept urmare, în cadrul activității, Clubul de Robotică Știm DESI, în cadrul Colegiului Național Dimitrie Cantemir Onești, au prezentat modul în care noile tehnologii vor influența managementul situațiilor de urgență. Care sunt avantajele utilizării roboților în stingerea incendiilor? Cum ne pot ajuta dronele și imagistica termică sau tehnologia AI în îmbunătățirea intervenției operative? Sunt doar câteva dintre temele prezentate în cadrul evenimentului. Vedeți că inteligența artificială de care vorbeau elevii de la Onești, mijloacele care se tot dezvoltă și se află într-o continuă dezvoltare, pot contribui foarte consistent la viralizarea unor mesaje care de fapt nu au legătură cu corecta informare a opiniei publice, ci cu panicarea opiniei publice, cu isterizarea populației, cu alarmarea populației, și ăsta e un ingredient extrem de păgubos în economia unor intervenții pe linia protecției civile. Da? Vă dați seama dacă un zvon se propagă și devine o isterie la nivel național sau regional sau local. Cam care ar fi consecințele. De aceea vă rog să tratați acest mediu online ca pe un teren de război, în care vocea voastră trebuie să-și facă simțită prezența. De ce? Simplu. Pentru că cei care gestionează aceste platforme sunt niște companii de tehnologie care nu urmăresc decât profitul.
nu corecta informare a opiniei publice sau niște exigențe morale sau știu eu, obișnuirea populației cu ideile democratice. Nu. Complet greșit. Ei urmăresc profitul. Și dacă cineva lansează o reclamă făcută, alterată, un deep fake cu inteligență artificială în care o presupusă doamnă Esca îl intervievează pe un presupus domn Isărescu cu privire la un mare plan de investiții și bagă bani foarte mulți în acea reclamă, o să vedeți și ceea ce se întâmplă, deschizându-vă telefonul, că Facebook nu dă deoparte această reclamă, chiar dacă este evident falsă, pentru că ea produce bani. De-a lungul timpului, specialiștii în protecția civilă au demonstrat un angajament fără margini în fața riscurilor și provocărilor. Cu perseverență și profesionalism, aceștia au evoluat și s-au adaptat continuu, asigurând siguranța și protecția comunităților noastre. Acest moment este un bun prilej de reflectare asupra evoluției și angajamentului, dovedite în decursul timpului de toți cei care, prin munca lor, oferă siguranță și sprijin semenilor în fața provocărilor complexe. De-a lungul celor peste 9 decenii de existență, specialiștii în protecție civilă au evoluat și s-au perfecționat continuu, adaptându-se provocărilor și riscurilor pentru a face față dinamicii și diversității cazuisticei înregistrate la nivel național. Gestionarea situațiilor de urgență complexe, participarea la misiunile internaționale, implementarea campaniilor preventive de amploare și utilizarea tehnologiei moderne au contribuit la fundamentarea unui sistem integrat de urgență, dezvoltarea culturii preventive a populației și asigurarea serviciilor de înaltă calitate pentru beneficiari. Profesionalismul celor care au cu onoare șuzles arma vieții, solidaritatea și empatie de care dau dovadă, s-au făcut remarcate și în fața granițelor țării, precum și în afara acestora, în timpul misiunilor desfășurate pentru furnizarea sprijinului comunităților afectate de calamități sau alte situații de amploare și intensitate deosebită. Acești filoni pe care societatea se poate baza într-o situație limită au contribuit la construirea unui sistem integrat de urgență și la dezvoltarea unei culturi preventive în rândul populației prin gestionarea situațiilor de urgență complexe și participarea la misiuni internaționale. O umbră de tristețe s-a așezat peste comunitatea catolică din Comănești în urma trecerii la cele veșnice a preotului Ioan Purcaru, paroh pensionar din 2011. Slujitor al Bisericii Romano-Catolice, Sfântul Anton de Padova, în perioada 1990-2007, părintele Purcaru a lăsat o amprentă adâncă în inimile credincioșilor. Sicriul cu trupul părintelui a fost depus la biserica din Comănești, urmând să fie oficiată o liturghie cu prohod la ora 17:30. Drumul său spre satul natal Luncaș va începe imediat după liturghie. Liturghia de înmormântare este programată pentru luni 4 martie 2024 la ora 10:30 în localitatea natală a părintelui Ioan Purcaru. Dumnezeu să-l fericească în veșnicie, este mesajul transmis de deputata de Bacău din partea PNL, Cătălina Ciofu, originară din Comănești, cea care a mărturisit că l-a cunoscut și a apreciat în mod deosebit pe părintele Ioan Purcaru. În vizită la sediul Inspectoratului de Jandarm Județean Bacău, așa s-a numit evenimentul dedicat copiilor din Comănești. Cei 50 de copii au avut parte de multe activități. Este vorba de ateliere interactive, standuri expoziționale cu autospecialele, materialele și tehnica din dotare, iar jandarmii le-au vorbit despre cât de important este să se comporte civilizat, să fie prudenți în alegerile pe care le fac, atenți la grupul de prieteni și să ceară ajutorul unui adult atunci când se confruntă cu probleme pe care nu știu cum să le gestioneze singuri. Fiecare participant a primit câte o legitimație de acces jandar pentru o zi, care le-a permis să viziteze Biserica Jandarmilor cu Hramul Sfânta Treime și Sala Tradițiilor, punct muzeistic care înglobează istoria jandarmeriei române pe meleagurile băcăoane. Ne bucurăm că a fost o zi plină, interesul arătat de copii dovedind că nu s-au plictisit în compania noastră și le-am promis că ne vom revedea curând în apropierea școlii, pe stradă, la evenimentele publice și pe munte, pentru mai multă siguranță. Oneștiul se pregătește de două evenimente de excepție. Este vorba de Gala Învățământului și Sportului, evenimente care vor aduce în prim plan excelența și dedicarea tinerilor din comunitate. Joi 14 martie de la ora 10 se va desfășura Gala Învățământului, iar vineri 15 martie la aceeași oră Gala Sportului. O noutate importantă în acest an este abordarea legislativă care nu mai permite premierea olimpicilor național și internațional din bugetul local pentru participare. Cu toate acestea,
Bezdea, organizatorii au găsit o soluție ingenioasă prin implicarea sponsorilor, evidențind susținerea comunității față de excelență. Două firme locale din Onești s-au angajat să asigure contravaloarea premiilor, însumând aproximativ 60.000 de lei. Gestul lor generos nu numai că onorează realizările tinerilor olimpici, dar subliniază importanța parteneriatului între sectorul privat și educație. Locul de desfășurare al evenimentelor este Cinema Capitol și promite să aducă un aer special și o atmosferă de sărbătoare, unde elevii și sportivii vor fi aplaudați pentru eforturile lor remarcabile la scenă deschisă. Este un prilej de bucurie și mândrie pentru întreaga comunitate care se mobilizează pentru a recunoaște și încuraja viitorul promițător al tinerilor talentați. Gala Învățământului și Sportului din Onești devin un astfel de manifest al solidarității și susținerii pentru excelență, cu speranța că aceste evenimente vor continua să inspire generațiile viitoare. Bine, știți, acest proiect a demarat în anul 2013 cu premierea olimpicilor, pentru că ne amintesc în 2012. Este un proiect de suflet pe care l-am inițiat la acea vreme, care an de an a fost îmbunătățit, iată că și astăzi, în urma constatărilor că au apărut între timp alte olimpiade, alte, chiar și alte materii, aici mă refer la limba rusă, care n-a fost prinsă în regulament, astăzi îmbunătățim acest regulament. Împreună cu directorii instituțiilor de învățământ am stabilit data realizării Galei Învățământului. Va fi pe 14 martie la ora 10 la Cinematograful Capitol. Profit de această ocazie pentru a vă invita să fiți prezenți, să-i aplaudăm la scară deschisă pe cei care într-adevăr... Da, merită... nu te pleca, că e un discurs care eu l-ascult și așa. Da. După cum știți, am discutat pe tema premierilor în urmă cu o ședință, când am vrut să modificăm regulamentul, numai că atunci l-am retras pentru că nu puteam schimba regulile jocului în timpul jocului. Nu avem legislația în acest an, nu ne permite să acordăm premii la participanți, doar pentru participare, ci doar pentru distinții. Între timp, așa cum am promis în acea ședință, am identificat sumele necesare din sponsorizări pentru a ca acești tineri meritoși să primească ceea ce merită, atât ei, cât și cadrele care le-au instruit, vor primi premii exact conform vechiului regulament și actualului regulament, care nu poate fi aplicat sumele din regulament. Profesorii vor primi jumătate din suma care se acordă elevului. De asemenea, profesorii vor cumula premiile dacă au mai mulți elevi. Aceste premii extra, care nu vin din bugetul local, ci din sponsorizări, se ridică undeva la 60.000 de lei. Bani care vor fi acoperiți, după cum v-am spus, din sponsorizări. Mulțumesc. Dacă am și îmi cer scuze că am sărit încă un lucru foarte important, pe data de 15 a fost stabilită Gala Sportului Oneștean. De asemenea, vă invit să fiți alături de sportivii noștri, cei care aduc plus valoare comunității noastre și ne reprezintă atât de frumos la nivel chiar și mondial. În curând. Unde are loc Gala Sportului? La tot la Cinematograf Capitol, tot la ora 10, numai că este pe data de 15. Prima dată am stabilit cu directorii, aș fi vrut să le facem în acea zi, dar din discuțiile cu doamna Ingrid, doamna director Ingrid, a spus că vine mai ușor pentru sportivi să fie vineri gala și atunci am rupt-o în două zile. Va fi joi pe 14 Gala Învățământului Oneștean și vineri pe 15 Gala Sportului Oneștean. Mulțumesc și le mulțumesc sportivilor și elevilor pentru cinstea care o aduc comunității noastre și le urez mult succes în continuare. Mulțumesc.
De altfel, în cadrul ședinței Consiliului Local, consilierul liberal Elena Pașcua Păvăloaie, președinta de ședință, i-a sugerat primarului Oneștiului Victor Laurențiu Neghină să ia în calcul premierea doar cu diplome a elevilor participanți la concursurile școlare similare olimpiadelor. Și eu un piculeț cu o sugestie, chiar dacă nu avem prins în regulament acum, sper ca anii viitori să reușim să facem o modificare sau în perioada imediat următoare să reușim să facem o modificare, în așa fel încât să putem premia și copiii care participă, dar și pe cei care au distinții la concursurile școlare naționale și internaționale, pe lângă olimpiade. Și acum urmează dumneavoastră să apreciați, aș sugera ca la evenimentul pe care îl faceți pe data de 14 martie, măcar câte o diplomă, în urma discuțiilor pe care le veți purta cu conducerile școlilor, să dăm câte o diplomă pentru participare la aceste competiții, adică să se simtă și copiii aceia bine și să fie aplaudați de părinți, pentru că au depus totuși un efort, chiar dacă n-au luat premii, n-au luat premiile 1, 2 și 3, cred că și participarea e foarte importantă și mai sunt și copii care au luat distinții la concursuri naționale, concursul Ana Planeleana, spre exemplu, care e un concurs renumit la nivel la limba și literatura română. Cred că în urma discuțiilor pe care le-ați purtat cu directorul am putea face și câte o diplomă ca să recunoaștem meritele acestor copii. Primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a explicat că a purtat deja discuții cu directorii unităților de învățământ despre situația semnalată. Am avut discuții cu directorii inclusiv pe această temă. Într-adevăr, la gimnazial anumite materii nu au olimpiade, ci doar concursuri. Singura problemă este care urmează la propunerea tot la fel reprezentanților instituțiilor de învățământ să vedem care concursuri sunt echivalentul olimpiadei, pentru că se fac foarte multe concursuri. Acum sunt zeci de concursuri. Sunt pe o materie 5, 6, 7, 10 concursuri. Trebuie să vedem care este finanțată și care ține într-adevăr locul. De exemplu, știu, eu sunt direct implicat, fiica mea merge la un concurs de biologie care e cumva olimpiada, dar este concurs. Știu situația, o vom reglementa cu siguranță și trebuie să o reglementăm cât se poate de repede, pentru că după aia nu mai putem schimba, la finalul anului ne trezim în aceeași situație și nu mai putem. Am avut discuție cu reprezentanții instituțiilor de învățământ și imediat în perioada următoare aștept propunerile din partea directorului să ne spună care este exact concursul pe care înlocuiește olimpiada, pentru că nu putem să înlocuim olimpiada și cinci concursuri. Și acelor copii să le dăm o distinție și să-i... Cu siguranță, da? Și aplaudăm, cred că cu siguranță, da. Normal ar fi fost, într-adevăr, să-i și premiem, dar am fost luat să ne pregătite cu treaba asta și... Dar o vom reglementa, așa cum am spus. De la an la an am încercat să îmbunătățim, să eliminăm erorile și să fie această premiere cât mai corect făcută și să acopere într-adevăr toți elevii meritoși. Mulțumesc! Într-o atmosferă plină de recunoștință, emoție și apreciere, comunitatea din Onești a celebrat luni 19 februarie impresionanta aniversare a profesorului și poetului Constantin TH Ciobanu, la vârsta de 85 de ani și după 60 de ani de activitate culturală dedicată orașului. Constantin TH Ciobanu a fost sărbătorit printr-o festivitate de excepție organizată de Fundația Națională George Călinescu și Rotary Club Onești într-un cadru restrâns. Cu toate că evenimentul a avut un caracter restrâns, iar sărbătoritul nu a fost prezent din motive de sănătate, totuși acesta a transmis un mesaj filmat din confortul casei sale, exprimând recunoștința pentru susținerea continuă a comunității și pentru continuarea inițiativelor sale culturale. Mesajul său a fost plin de înțelepciune și emoție, reflectând parcursul său bogat în activitatea culturală și comunitară. Stimați colegi, prieteni și vechi colaboratori, vârsta la care am ajuns îmi impune datoria de a vă adresa câteva cuvinte, deocamdată în ipostaza aceasta de suferind cu unele inevitabile, să zicem așa, încercări
ale vârstei și ale timpului și să o mai adaug și pe aceasta ale timpurilor. Îndatorirea mea se îndreaptă în primul rând către cei care au avut curajul, responsabilitatea, puterea de speranță să fie continuatori ai modestelor mele inițiative și în felul acesta datoria este dublată de datoria mea este dublată de speranța că ne vom găsi, vă veți găsi mai ales într-o adevărată bucurie, satisfacție a unei împliniri. Doamna profesor doctor Emilia Boghiu, președinte executiv al fundației, a alcătuit un substanțial excurs bibliografic despre mine și am văzut acolo că a făcut-o ca un adevărat continuator. Un incident tulburător s-a petrecut marți 27 februarie în municipiul Onești. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Pe 27 februarie, polițiștii din Onești au fost sesizați de către dispeceratul de monitorizare al unei societăți de pază despre faptul că la un magazin de bijuterii din municipiu a fost acționat butonul de panică. Din primele verificări a reieșit faptul că la data de 27 februarie, în jurul orei 18:50, în incinta unui magazin cu obiecte de activitate, repararea ceasurilor și a bijuteriilor din aur, situat într-un complex comercial din municipiu, ar fi pătruns o persoană necunoscută care ar fi încercat să sustragă bijuteriile din aur. Acțiunea a fost întreruptă de către o angajată a societății care a acționat butonul de panică și a alertat autoritățile. Persoana în cauză a părăsit magazinul și s-a deplasat către o direcție necunoscută. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea situației, de fapt, depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei și dispunerea măsurilor legale ce se impun. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la furt calificat. Se arată în comunicatul IPJ Bacău. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 2 martie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 12 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 4 grade Celsius. Duminică, 3 martie, vremea se menține rece. Cerul va fi parțial noros. Maxima zilei nu trece de 12 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 1 grad Celsius. Luni, 4 martie, cerul se menține noros cu o maximă pe timpul zilei de 13 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 3 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.